Cursurile de actorie organizate de Mandragora Movies Film Academy au la bază metoda de predare a Ivanei Ciabac, fiind singurul studio de actorie din Europa de Est cu profesori acreditați să predea această metodă. Spectacolul Actors Showcase a finalizat seria a treia de cursuri care au cuprins modulul 1 de studiu, modulul 2, masterclass și clasa de ongoing. Mă bucur din tot sufletul că am făcut aceste cursuri. Am simțit o evoluție foarte puternică. În primul rând m-am dezvoltat personal. Am simțit o evoluție și prin faptul că am prins roluri în afara școlii și cred că se datorează acestor cursuri. It's an interesting thing with Romania that there seems to be a handed down mentality of making negative choices, finding the problems, focusing on the problems. What we teach is that those are not good choices to make as actors. We want to make positive choices to win the objective. And what's happened in the course of these classes is that's affected them in their own lives as well, where they're starting to make positive choices as human beings. Ce e cel mai important e că a trecut deja un an și ceva de când am început proiectul ăsta și, cum să zic, simți o satisfacție deosebită atunci când vezi că există un progres la nivelul tuturor celor care participă la cursurile noastre. Și foarte important e că deja lucrează marea majoritate din cei care, sau cred că cam toți din cei care sunt înscriși la școala noastră lucrează în filme, fie că vorbim de seriale de TV, fie că vorbim de filme de lung metraj sau de scurt metraj. Toți lucrează și, practic, asta e menirea școlii. Cu ocazia acestui eveniment, Bobby Păunescu a dezvăluit și stadiul celui mai nou proiect cinematografic de care se ocupă. Am terminat și proiectul Palatul Pionierilor pe care l-am regizat și mai toți studenții din masterclass au participat. Am avut și plăcerea să participe cu o participare extraordinară, ca să se numesc așa, participare extraordinară, pe maestru Doru Ana și Ioana Păverescu, actori care nu au nevoie de niciun fel de prezentare, dar dau și mai multă culoare proiectului. E un film, să spun așa, semi-autobiografic și se referă la o perioadă din liceu, mai precis pe undeva prin 1991. Cred că o să placă.